Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la Jurnal. Vaccinare de sărbătoare în țara noastră. Autoritățile din România au decis să petreacă ziua copilului într-un mod diferit. Tinerii vor avea prioritate la vaccinare în toate centrele din țară. Momentan, doar cei peste 16 ani, dar Agenția Europeană a Medicamentului a autorizat vineri folosirea serului produs de Pfizer-BioNTech și pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 12 și 15 ani. Dar discutăm despre acest subiect cu domnul dr. Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare. Bună dimineața și vă mulțumesc pentru prezența în Jurnal. Bună dimineața, mulțumesc și eu pentru invitație. Domnule doctor, ce ați decis cu privire la copiii cu vârste cuprinse între 12 și 15 ani? Se vor putea vaccina de mâine? Din datele pe care noi le avem la acest moment disponibile, mâine se va afișa pe site-ul Agenției Europene a Medicamentului rezumatul caracteristicilor produsului, adică prospectul tradus în fiecare limbă a țărilor membre ale Uniunii Europene, inclusiv în limba română. În acel moment este preluat și pe site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și putem să emitem o instrucțiune prin care practic declarăm posibilitatea de a începe vaccinarea și pentru această grupă de vârstă. Deci depinde foarte mult de momentul la care mâine se vor îndeplini toate aceste proceduri premergătoare și dacă toate lucrurile sunt puse la punct, putem să începem de mâine, să n-aș vrea să avansez deja un termen și să nu se respecte, așa încât el va fi comunicat probabil în cursul zilei de mâine. Înțelegem că platforma de vaccinare este încă în lucru, cam când va fi gata, astfel încât copiii să poată fi programați în contul părinților. Ne așteptăm ca în această zi, în cursul zilei de astăzi, 31 mai, să fie deja optimizată, să fie finalizate toate procedurile tehnice, încât să permită deja introducerea CNP-urilor pentru această grupă de vârstă, așa cum ați menționat, prin contul părintelui sau al tutorelui legal. Vor avea prioritate copiii cu afecțiuni cronice, așa cum s-a întâmplat și în cazul adulților? Din punct de vedere medical, este esențial să oferim prioritate celor mai vulnerabili. În acest moment se poate asigura fără probleme această prioritizare, tocmai pentru că avem o capacitate suficient de crescută în centrele de vaccinare și putem să asigurăm practic prezentarea celor care doresc să se vaccineze și vaccinarea lor. Sunt deja mai multe modalități prin care pot să fie vaccinați, lăsând la o parte centrele deja existente, unde există vaccin de la compania Pfizer, evenimente de tip maraton de vaccinare, chiar centre de tip drive-thru și, bineînțeles, prin cabinetele de medicină de familie, acolo unde există solicitat acest tip de vaccin. Dar aș menționa faptul că pentru vaccinarea copiilor este obligatorie obținerea consimțământului informat de la părinți sau de la tutorele legale. Schema de vaccinare este aceeași la copii ca la adulți? Două doze la interval de 21 de zile? Exact. Schema de vaccinare este similară cu a adultului, constând în două doze de cu interval de circa 21 de zile între ele și profilul de siguranță, tolerabilitatea și rata de eficacitate au fost foarte bune comparativ cu grupa de vârstă 16-25 de ani care a fost analizată. Tocmai de aceea noi considerăm că nu ar trebui să fie modificări din punct de vedere al procesului de vaccinare. Oamenii și echipele vaccinatoare deja știu ce au de făcut. Suntem la mai bine de 5 luni de la debutul campaniei de vaccinare, așa încât mă aștept ca lucrurile să decurgă într-o stare de normalitate. Totodată voiam să vă întreb ce ar trebui să știe părinții cu privire la siguranța și eficiența acestui vaccin pentru această categorie de vârstă. Datele din studiul efectuat care a stat și la baza autorizării acestui vaccin pentru grupa de vârstă 12-15 ani au arătat, din punct de vedere al profilului de siguranță, apariția reacțiilor adverse comune, cel mai frecvent s-a înregistrat durerea locală, disconfortul la locul de administrare, stare de oboseală, a fost descrisă dureri musculare, dureri de cap, dureri articulare și în anumite cazuri febră, frison.
Însă intensitatea acestor reacții a fost ușoară, spre medie, și au fost pasagere, practic, toate reacțiile adverse fiind foarte bine controlate cu medicație simptomatică, fără să se înregistreze cazuri de reacții adverse majore. Tocmai de aceea considerăm că este important, ca și până acum, să raportăm toate reacțiile adverse care apar, tocmai pentru a avea un tablou complet al tuturor reacțiilor adverse și pentru a putea contribui la nivel european cu toate datele noastre, inclusiv din România, pentru a defini acest profil de siguranță și pentru a fi în măsură să contribuim la evaluarea acelor semnale de siguranță, cum s-a întâmplat la vaccinul de la compania AstraZeneca. Toate aceste date ne arată că există un mecanism de farmacovigilență care funcționează foarte bine și pentru noi și pentru toți ceilalți, prioritatea zero a campaniei de vaccinare rămâne siguranța beneficiarilor, siguranța oamenilor care se vaccinează. Am putea să ne așteptăm în curând la autorizarea serului și pentru grupele mai mici de vârstă? Puțin probabil în curând, dar se lucrează, se evaluează cu aceleași date de siguranță și de eficacitate și pentru grupa de vârstă de sub 11 ani. Însă foarte probabil că rezultatele studiilor vor apărea spre sfârșit de an, autorizările putând fi date probabil la sfârșitul anului sau începutul anului viitor. Totodată voiam să vă întreb dacă am putea vedea în curând autorizarea și altor seruri pentru copii. Compania Moderna are în evaluare aceste date de siguranță și de eficacitate la copiii cu vârstă sub 18 ani. Moderna știm că au indicație doar peste 18 ani la acest moment. Deci da, posibil să avem și alte vaccinuri care au indicație sub pentru această grupă de vârstă. Domnule doctor, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în jurnal. A fost alături de noi doctorul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare. Mergem acum la ministrul de interne, Lucian Bode, face declarații, să-l ascultăm. Compania pe care o administra, că vorbim de posibile relații conflictuale, în acest sens, cu siguranță specialiștii evaluează absolut toate relațiile comerciale, personale pe care le-a avut. Informații, domnule ministru, nu erau informații că așa ceva se pregătea în ce privește pe acest om de afaceri. Sigur că aici toate aceste informații vi le poate da procurorul de caz. Eu nu vreau să intru în detalii și sigur procurorul de caz vă va spune. Avea plângeri depuse victima la poliție și câte, dacă da? Și acest lucru îl evaluăm. Așa cum știți, după fiecare tragedie, și vă aduceți aminte ce s-a întâmplat la Onești. Eu am spus și repet, după o tragedie trebuie să avem și lecții învățate. Și aici, obligatoriu, văzând cauzele acestei tragedii, cu siguranță, structurile Ministerului Afacerilor Interne își vor îmbunătăți acțiunile și aici putem vorbi fie de relațiile interinstituționale în România, fie că vorbim de relațiile cu partenerii de afară. Domnule ministru, familia victimei este în siguranță în momentul de față? Toți românii sunt în siguranță în momentul de față. România este o țară sigură. Am spus că vorbim despre un caz singular și astfel de tentative, chiar dacă au mai fost câteva în România, au fost dejucate. Un astfel de eveniment nu o să se mai întâmple pe viitor, având în vedere că acum probabil se va verifica modul în care s-a intervenit. Cu ce informații au fost anterior? Da, îmi doresc că astfel de evenimente să nu se mai întâmple niciodată în România. Există indicii că asasinul sau posibilul asasinii să aibă legături externe? Am spus, evaluăm toate pistele interne și externe care țin de activitatea personală, care țin de activitatea comercială, care țin de sistemul relațional, atât comercial cât și personal. Nu excludem absolut nici o variantă. Avem acolo, la Arad, cei mai buni specialiști, în frunte cu reprezentanții Institutului Național de Criminalistică din București,
cei mai buni specialiști pe care i-are Poliția Română astăzi și sunt convins că în cel mai scurt timp vă vor oferi prin procurorul de caz detalii despre anchetă. Prefectul județului spune că nu este exclus ca autorii acestei tragedii să fi plecat în străinătate, nu? E foarte aproape vama acolo. Eu am văzut această declarație, recomand domnului prefect să fie foarte concentrat la campania națională de vaccinare. Cartela este românească sau nu? Deci, detalii din anchetă, cum v-am spus, nu pot să vă ofer eu decât procurorul de casă. S-au dispus măsuri speciale pentru protecția familiei victimei? Evident că în astfel de situații se dispun măsuri speciale, se sigilează locuința și toate măsurile care sunt convins că le cunoașteți. Veți afirma că în momentul de față familia victimei este în siguranță? Am răspuns, da. Ultima da. Chestiune, domnule ministru, Poliția Română a ieșit prin purtător de cuvânt și a spus că există un cerc de suspecți. Sunt date noi, s-a restrâns acest cerc? Deci, ancheta este în derulare, au trecut două zile. Eu în permanență am fost în legătură atât cu colegii mei din conducerea Ministerului Afacerilor Interne, cât și cu instituțiile partenere și punem cap la cap toate aceste informații sub coordonarea procurorului de caz. Parchetul general a preluat acest caz, așa cum spuneam, și sunt convins că atunci când o să ajungem la o ipoteză, procurorul o va prezenta. Vă doresc o zi frumoasă. S-a găsit ADN în mașină sau pe sub mașină care nu aparține victimei? Încă o dată am spus, ține de anchetă, nu pot să spun detalii de acest gen. Vă doresc o zi bună. Da, doamnelor și domnilor, ministrul de interne Lucian Bode, reacție după explozia din Arad, spunea ministrul că cercetarea la fața locului s-a încheiat ieri, au fost audiați martori și prieteni ai afaceristului decedat. În urma exploziei sunt evaluate toate pistele interne și externe, cele care țin de activitatea profesională, dar și de cea personală a victimei. Cazul de la Arad, vă reamintesc, a fost preluat de parchetul general. Totodată nu uităm că în weekend un om de afaceri important din Arad a decedat în timp ce se afla în mașina sa, care a explodat într-o parcare. Spunea ministrul de interne că relațiile interinstituționale, dar și cele cu partenerii din afară vor fi îmbunătățite și totodată că România este o țară sigură și a fost un incident singular. Continuăm acum știrile. După primul maraton al vaccinării din București și cel de-al doilea eveniment a fost unul de succes. Peste 20.000 de oameni s-au vaccinat la Sala Palatului și la Biblioteca Națională în primele două zile. Prefectul Capitalei, Alin Stoica, speră ca jumătate din populația Capitalei să fie imunizată în curând. S-au depășit așteptările, avem foarte multe persoane care au venit pentru prima dată să se vaccineze. Pentru bucureșteni vor fi deschise toate centrele de vaccinare, ele pot fi accesate fără niciun fel de programare. Așadar, îi așteptăm în continuare, nu doar acest maraton reprezintă vârful de vaccinare, ci eu sper ca lucrurile să meargă în continuare spre bine, în așa fel încât să ajungem la peste 50% din populația din București vaccinată și să ajutăm și județele limitrofe. Până la această oră s-au vaccinat 20.278 de persoane. Noutatea maratonului de vaccinare din capitală este că persoanele care vin pentru prima dată la vaccin pot opta și pentru serul Johnson & Johnson, care este administrat într-o singură doză. Ce este interesant, cu Johnson & Johnson s-au vaccinat 2022 de persoane. Este foarte bine că semnalul pe care l-am dat a fost auzit și au venit foarte multe persoane pentru această doză unică de Johnson & Johnson. 3.000 de doze Johnson & Johnson au fost trimise la Sala Palatului, dar Direcția de Sănătate Publică poate suplimenta oricând numărul. 1.400 de cadre medicale au lucrat voluntar pentru ca acest maraton să poată avea loc. Pentru ce? Călătorii sau sănătate? Călătorii. E și o singură doză, e foarte convenabil pentru... Asta e. Să-ți mai aștept 21 de zile pentru rapel, nu prea se potrivește cu planul meu. Ați venit pentru rapel sau Johnson & Johnson? Johnson & Johnson. V-ați documentat înainte? Aveți da. Emoții? Da, n-am. Sunt foarte ok și foarte de acord. Vă vaccinați pentru călătorii sau pentru sănătatea dumneavoastră? Mă vaccinez pentru comunitate. Cred că e o chestie care nu depinde doar de mine și e doar despre mine. E vorba despre noi toți. Ați venit la maraton pentru că vi se pare mai ușor programarea sau... Da, da. Și vă vaccinați pentru călătorii? Pentru călătorii și pentru revenirea la normal.
Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a mers și el la sala Palatului pentru a susține campania de vaccinare. Obiectivul este și pentru aceste zile de vaccinare să se atingă cifra de 25.000 de cetățeni cu vaccin Pfizer și Johnson & Johnson. Transmit normal mesajul, vaccinați-vă cu încredere. Un maraton de vaccinare are loc și la Timișoara. Evenimentul va fi organizat chiar de Ziua Copilului, într-o locație inedită. Cei care se imunizează au ocazia să plece acasă și vaccinați și premiați. De Ziua Copilului în Timișoara va avea loc un nou maraton de vaccinare. Evenimentul va fi organizat într-un loc inedit de pe malul Begăi, unde se vor putea imuniza adolescenții și tinerii. Vor fi și momente artistice, dar și o tombolă cu premii surpriză. Uncover You Smile. Noi toți împreună pentru copiii noștri este deviza maratonului care va avea loc pe 1 iunie în Timișoara. Va avea loc la o terasă pe malul râului Bega. Vom avea fluxuri de vaccinare cu Pfizer pentru tinerii peste 16 ani și cu Johnson & Johnson pentru tinerii peste 18 ani. Vom organiza imunizare între orele 10 și 22 și vom avea diverse ateliere artistice, culturale, chiar și recitaluri muzicale și vom avea chiar și o tombolă la final pentru tinerii care participă la acest maraton. Organizatorii spun că vor deschide și un centru de informare, iar medicii de specialitate vor sta la dispoziția celor curioși să afle totul despre imunizarea împotriva virusului SARS-CoV-2. Evenimentul ar putea suferi totuși mici modificări în funcție de condițiile meteo din ziua de 1 iunie. Dacă vremea va fi urâtă, da, vor fi niște modificări probabil, dar încercăm și dacă plouă și nu este o vreme extrem de urâtă afară, să fie menținut în locația respectivă. Raed Arafat s-a enervat pe medicii care refuză vaccinarea. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență le-a transmis că acest fapt este ridicol, pentru că deși aceștia nu vor să fie imunizați, se miră că mor oameni. Cred că va trebui totuși să analizeze poziția lor, să se consulte cu specialiștii în domeniu și să-și amintească ce au avut la ei în spitale pe perioada valurilor prin care am trecut. Adică am văzut suferință, am văzut oameni murind cu zile, am văzut oameni care într-adevăr putea fi salvați dacă aveam vaccinul mai devreme. Acum că avem vaccinul, este ridicol să nu ne vaccinăm și după care să stăm și să ne mirăm de ce intrăm în nou val, de ce ne mor oamenii. Acesta a fost mesajul transmis de Raed Arafat în cadrul unei vizite la un centru de vaccinare din Câmpul Lung Moldovenesc. Șeful DSU a mai transmis că vrea ca medicii să se vaccineze în mod voluntar. Noi sperăm ca oamenii să vină voluntar să se vaccineze. Nu s-a pus problema de a obliga oamenii. Punct final pentru Planul Național de Redresare și Reziliență. Documentul urmează să fie trimis la Comisia Europeană, anunță ministrul proiectelor europene, Cristian Ghinea. Oficialul a precizat că executivul va da publicității miercuri întregul proiect menit să aducă țării noastre peste 29 de miliarde de euro. România va fi a treia țară din Uniunea Europeană care va publica integral Planul Național de Redresare și Reziliență după Italia și Polonia. Documentul va ajunge mai întâi pe masa Comisiei Europene. Miercuri va fi publicat și pe site-ul Guvernului. Anunțul a fost făcut de ministrul fondurilor europene, Cristian Ghinea, care spune că va urma la București și o prezentare a planului. Sunt doar două state membre care au publicat până acum întreg PNRR-ul, restul au publicat sinteze. Noi vom fi al treilea stat european care publicăm întreg planul nostru. Comisia nu publică, nu are obligația de a publica și nici nu au făcut așa ceva. Deci este decizia Guvernului Național dacă să publice sau nu și noi am o decizia să publicăm întreg PNRR-ul. După ce va fi transmis executivului comunitar, planul de redresare și reziliență va fi evaluat și ajustat de către Comisie. Vom avea încă o tură de negociere. Vom avea la toamnă PNRR aprobat și gata să începem lucrul pe toată suma de 29 de miliarde de euro. Este un plan realist și fiind realist are și posibilități de implementare. Ministrul Ghinea confirmă că banii din PNRR, care urmează să le fie alocați autorităților locale, se vor duce pe proiecte esențiale de modernizare, după ce premierul Florin Câțu a precizat că planul are două componente fundamentale, una de reformă și o alta de investiții. Vor fi pentru autoritățile locale direcții de investiție în creșe, în școli, în trasee de biciclete, în renovarea clădirilor publice și private, în trafic inteligent, în refacerea parcurilor și pădurilor urbane, dacă este cazul, în investiții de digitalizare ale primăriilor, consiliilor județene
și ale relațiilor cu cetățenii. La începutul lunii mai, premierul Florin Câțu a anunțat că la toate capitolele au fost reduse sumele din PNRR, iar acesta se încadrează acum în 29,2 miliarde de euro. Premierul Florin Câțu a devenit oficial contracandidatul lui Ludovic Orban la șefia Partidului Național Liberal. Atât premierul cât și Ludovic Orban au încercat să aducă argumente în fața Consiliului Național al Liberalilor, care a avut loc ieri. Este cea mai frumoasă priveliște când te uiți la familia liberală. Stimați colegi, după cum ați, probabil ați aflat dintre voi, astăzi am anunțat decizia mea de a mă înscrie în cursa pentru președinția Partidului Național Liberal. Este o onoare pentru mine să fiu astăzi aici și să pot să împărtășesc cu dumneavoastră această decizie. Deja mă cunoașteți, născut, crescut liberal și cu bune și cu rele. Dar astăzi simt că e datoria mea să vă spun de ce am luat această decizie. Este foarte simplu. Cred că este momentul. În fața Consiliului Național al PNL, premierul Florin Câțu a adus și argumente pentru care, crede el, liberalii ar trebui să-l pună în locul lui Ludovic Orban. România se schimbă, Europa se schimbă, lumea se schimbă, e nevoie și de un alt tip de politician. Liberalismul înseamnă, în opinia mea, totuși să luăm decizii în echipă, împreună. Suntem o echipă și toți trebuie să participăm și la bine, dar și la greu. Eu vă asigur că în mandatul meu nu va exista niciun minut în care un membru PNL să nu fie mândru de faptul că face parte din această echipă liberală. După cum știți, eu vorbesc mai puțin și fac mai mult, dar ceea ce spun fac și fac bine. Și până acum am demonstrat. De cealaltă parte, Ludovic Orban a explicat și el în fața liderilor liberali de ce a luat decizia de a candida pentru un nou mandat la șefia PNL. Decizia de a candida pentru un nou mandat la funcția de președinte al Partidului Național Liberal este o decizie pe care am luat-o greu. Și am luat-o nu pentru obiectivele mele de carieră, nu pentru a obține alte lucruri pe care nu le-am obținut, ci am luat-o pentru că știu că în următorii ani Partidul Național Liberal va avea o perioadă capitală pentru evoluția sa ulterioară. Vin în fața dumneavoastră cu ceea ce știți despre mine. Sunt un om simplu, un om care m-am ridicat prin munca mea, prin efortul permanent pe care l-am făcut, prin deschiderea permanentă pe care am avut-o față de oameni, față de colegii mei. Sunt un om care am căutat să vă câștig încrederea nu doar în campaniile electorale, ci în viața de zi cu zi. Iar discursul lui Orban a ajuns la sufletul celor prezenți la Consiliu. Liderul PNL a fost aplaudat în picioare. Aveți destinul în mâna voastră. Voi, membrii Partidului Național Liberal, voi aveți destinul în mână. Votați așa cum credeți că este corect și potrivit pentru a avea cu adevărat un viitor care să permită Partidului Național Liberal să rămână cea mai puternică și cea mai serioasă formațiune politică de pe scena politică românească. Suntem partidul cu cea mai bogată istorie din Uniunea Europeană. Suntem partidul care a adus modernizarea României. Suntem partidul care a fost alături de români în cele mai grele momente ale istoriei. Așa va trebui să rămânem. Pentru Partidul Național Liberal și pentru România!
lideri liberali reuniți în ședința Consiliului Național au decis că viitorul lider al partidului va fi ales în cadrul Congresului pe 25 septembrie, atunci când Ludovic Orban și Florin Câțu își vor disputa șefia formațiunii. Teodor Stolojan va fi cel care va organiza marele eveniment politic din această toamnă, la care vor participa 5.000 de delegați PNL. Desfășurarea Congresului Partidului Național Liberal va fi în data de 25 septembrie la București. Congresul se va desfășura pe parcursul unei zile. Desfășurarea Congresului va fi cu 5.000 de delegați, dintre care 493 sunt delegați de drept, restul fiind delegați aleși după norma de reprezentare care am folosit-o și la congresele anterioare, care este conformă cu statutul. Liberalii au mai decis ca Teodor Stolojan să fie la șefia Comisiei de Organizare a Congresului. De asemenea, fiecare dintre cei doi candidați la conducerea formațiunii, Ludovic Orban și Florin Câțu, va avea un număr egal de reprezentanți în această comisie. Am convenit ca fiecare dintre candidați să deseneze către 4 reprezentanți în Comisia de Organizare a Congresului. Ca atare, componența acestei comisii, după ce am primit propunerile și din partea domnului Florin Câțu, este următoarea. Președinte Teodor Stolojan, din partea domnului Câțu, Robert Sighiartău, Dan Vâlceanu, Florin Roman și Stelian Bușduveanu, din partea mea îi propun pe domnul Nelu Bălan, domnul George Ionescu, domnul George Șișcu și domnul Gigel Știrbu. Deci, practic, asta este componența Comisiei de Organizare a Congresului pe care o vom vota. Consiliul Național a aprobat și calendarul de alegeri până la Congresul din 25 septembrie. Astfel, până pe 15 iunie vor fi alegeri locale, iar între 1 iulie și 10 august vor fi desemnate conducerile județene. Campania pentru Congres va fi dusă până pe 25 septembrie. O tranșă uriașă de vaccin Pfizer-BioNTech ajunge astăzi în România. Este vorba despre peste 1 milion de doze. Un transport record de seruri pentru țara noastră de la debutul campaniei de vaccinare. 3 aeronave au fost puse la dispoziție pentru livrare. Acestea vor ateriza la Otopenii, Cluj-Napoca și Timișoara. Ulterior, dozele vor fi distribuite către centrele regionale din Constanța, Timișoara, Cluj-Napoca, București, Iași și Brașov. De la începutul campaniei de vaccinare, în România au fost imunizate peste 4.200.000 de persoane, dintre care mai bine de 3.400.000 cu ambele doze. Incident tulburător la Alba Iulia. O adolescentă de 15 ani a murit după ce s-a aruncat în gol de la etajul 8 al unui bloc. Potrivit martorilor, tânăra a ales să își pună capăt zilelor cu masca de protecție pe față. Polițiștii încearcă acum să înțeleagă ce a împins-o pe fată să recurgă la acest gest. Tragedia s-a produs la Alba Iulia într-un bloc cu 10 etaje. O copilă de numai 15 ani și-a pus capăt zilelor după ce s-a aruncat de la etajul al 8-lea. Înainte să recurgă la gestul extrem, tânăra și-a pus masca de protecție pe față și și-a luat telefonul, abia apoi s-a aruncat în gol. Martorii spun că fata nu locuia în acel bloc, astfel că rămâne de văzut cum a ajuns în clădire. Un martor a surprins în imagini telefonul fetei, care era complet distrus și mult mai departe de locul în care s-a prăbușit adolescenta. La momentul în care a fost preluată de ambulanță, fata avea încă puls, dar a murit imediat ce a ajuns la spital. Oamenii legii au deschis o anchetă în acest caz și încearcă acum să afle ce a împins-o pe tânără la gestul extrem. Tragedie și într-o localitate bihoreană, o femeie în vârstă de 43 de ani și-a găsit sfârșitul în fântâna de la marginea satului. Poliția a deschis o anchetă în acest caz. Un localnic din satul Tilecuș a sunat la 112 după ce văzuse corpul femeii în fântâna de la ieșirea din localitate. Două echipaje de pompieri militari și unul de la terapie intensivă mobilă al SMUR Oradea au fost trimise rapid acolo, potrivit publicației Bihoreanul. Unul dintre membrii echipajului de salvare a coborât în fântâna adâncă de 4 metri. Pompierii au scos victima la suprafață și au început manevrele de resuscitare, dar a fost prea târziu. Medicul SMUR s-a văzut nevoit să declare decesul femeii de 43 de ani. Împrejurările în care a ajuns victima în fântână nu sunt cunoscute deocamdată. Polițiștii au exclus varianta unei crime, dar au deschis o anchetă.
Accident cumplit la granița dintre Cehia și Slovacia. Un șofer român a murit după ce a intrat în plin într-un camion oprit pe autostradă, apoi a intrat pe contrasens. Vă avertizăm că urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Șoferul din Oradea conducea un tir și se îndrepta spre frontiera cu Slovacia. Lucrătorii rutieri se aflau pe autostradă cu un camion la care era atașat un indicator rutier. Din imagini se vede cum șoferul orădean a intrat în camionul utilitar. Imediat după impact, tirul pe care îl conducea a trecut printre bariere și a ajuns pe contrasens. Polițiștii au forțat ușa cabinei în încercarea de a ajunge la bărbatul rănit. La scurt timp au ajuns atât pompieri cât și paramedici. Pompierii s-au chinuit să-l salveze pe român, dar după ce a fost descarcerat, șoferul a murit în ciuda eforturilor de resuscitare. Un grav accident de circulație a avut loc și pe un bulevard din Timișoara. O mașină s-a urcat peste un alt autoturism care încerca să depășească un biciclist. Bolidul ar fi circulat cu viteză, iar șoferul nu ar fi putut frâna la timp. Imaginile au fost filmate într-o intersecție din Timișoara. În înregistrare se vede cum un autoturism încearcă să evite un biciclist care mergea în aceeași direcție. Impactul s-a produs după ce șoferul BMW-ului din spate, care circula cu viteză mare, nu a mai apucat să frâneze. Mașina s-a desprins pur și simplu de sol și s-a urcat peste autoturismul din față. În zbor, BMW-ul a izbit și un semafor amplasat în intersecție. Din fericire, nici șoferii, nici biciclistul nu au fost răniți în urma incidentului, care ar fi putut avea urmări grave. O mașină a fost cuprinsă de flăcări în Oradea. Un autoturism aflat într-o parcare ars în întregime, iar sunetul asemănător cu cel al unei explozii a alertat pe locuitorii din zonă. Din fericire, în acest caz nu au existat victime, iar singurele pagube sunt cele materiale. Incendiul a avut loc în jurul orei 15 într-o parcare din Oradea. La fața locului au ajuns mai multe echipaje de pompieri militari cu două autospeciale cu apă și spumă. Până la momentul intervenției, flăcările puternice reușiseră să distrugă mașina în întregime. Focul a fost stins în scurt timp de pompieri. Din fericire, în momentul izbucnirii incendiului, nu existau oameni în apropiere, astfel că nimeni nu a fost rănit. Polițiștii orădeni au deschis o anchetă în acest caz. Ei au anunțat că cel mai probabil incendiul a izbucnit din cauza unui conductor electric defect sau neizolat. Atmosferă neobișnuită în fața ambasadei Belarusului din București. În ciuda ploii, sute de oameni au ieșit în stradă pentru eliberarea jurnalistului Roman Protasevici, arestat după deturnarea unui avion Ryanair la ordinul președintelui Alexander Lukashenko. Susținătorii jurnalistului au adus cu ei o fotografie cu Vladimir Putin în rol de păpușar, dar și o plăcuță stradală cu numele lui Protasevici. Suntem aici pentru că vrem libertate pentru Belarus. Pentru că acum la teritoriul Belarus e teror. Și vrem să se schimbă partea aceasta. Cred că fiecare om de aici a venit de același motiv pentru a se solidariza cu jurnaliștii opresați. De asta am venit aici ca să tragem și un semnal de alarmă. Suntem cu o mână de oameni, dar e bine că iată se mai transmite, să mai aude despre asta. Suntem aici pentru că suntem solidari cu cei din Belarus. Suntem aici pentru că cerem eliberarea tânărului jurnalist Protasevici și suntem aici pentru că ne dorim un start liber oriunde s-ar afla acesta. Susținătorii lui Roman Protasevici au adus cu ei o fotografie care îl ilustra pe Vladimir Putin în rolul unui păpușar. Manifestanții au avut și o plăcuță stradală simbolică pe care era scris numele jurnalistului. Asta după ce recent a fost lansată o propunere de schimbare a numelui străzii ambasadei în semn de protest față de arestarea lui Protasevici. Roman Protasevici, un opozant vehement al regimului impus în Belarus de către Alexander Lukashenko, a fost arestat după ce avionul în care se afla a fost deturnat. A fost scandal în stradă la afumații din cauza ultrașilor echipei Steaua București veniți să își susțină echipa. Sute de suporteri au fost opriți de jandarmi în drumul lor spre stadion.
Deși știau că nu au voie pe stadion, sute de ultrași ai Stelei București au venit la Afumați să-și susțină favoriții în lupta lor pentru promovarea în Liga a doua de fotbal. Jandarmii i-au oprit însă în drumul lor spre stadion, iar ultrașii au fost la un pas să se încaiere cu forțele de ordine. Până la urmă, suporterii au fost opriți la porțile stadionului din Afumați și au rămas sub paza strictă a jandarmilor și și-au susținut echipa așa cum au știut mai bine. Chiar și fără fani în tribune, Steaua București a reușit să-i învingă pe cei de la Afumați și a promovat în Liga a doua. Victorie importantă pentru Marian Drăgulescu. Sportivul a obținut medalia de argint în finala de la sărituri la Cupa Mondială din Bulgaria. Pentru gimnastul de 40 de ani este o performanță importantă înainte de Jocurile Olimpice de la Tokyo, acolo unde speră de asemenea la un loc pe podium. Marian Drăgulescu a obținut o medie de puțin peste 14.000 de puncte în finala de la sărituri și astfel s-a clasat pe locul al doilea, în timp ce medalia de aur a revenit ucrainianului Nazar Cepurnei. Sportivul român a postat pe pagina sa de Facebook anunțul performanței sale și a transmis cât este de fericit după această reușită. Victoria a fost cu atât mai spectaculoasă cu cât în calificări Drăgulescu obținuse a șasea poziție. Argintul de la Cupa Mondială reprezintă un start promițător pentru ceea ce urmează la Jocurile Olimpice de la Tokyo, acolo unde Drăgulescu s-a calificat și speră să câștige orice loc al podiumului. Marian Drăgulescu are 40 de ani și este de departe unul dintre cei mai longevivi gimnaști, cel puțin din țara noastră. Un pui de urs în vârstă de aproximativ 4 luni a fost găsit rănit pe marginea unui drum din Argeș. Potrivit medicilor veterinari, animăluțul ar avea fracturi la nivelul picioarelor din spate, cauzate cel mai probabil de o căzătură pe munte. Puiul de urs a fost găsit de un turist pe marginea drumului național 7C din județul Argeș. Acesta a alertat jandarmii de la postul Montana Refu, care au intervenit pentru salvarea animalului în vârstă de aproximativ 4 luni. Un medic veterinar l-a consultat pe micuț și a constatat că ar avea mai multe fracturi la picioarele din spate. Se pare că, cel mai probabil, leziunile au fost produse de o căzătură puternică în timp ce cobora de pe munte. În momentul în care starea de sănătate îi va permite, animăluțul se va întoarce în mediul său natural. Până atunci, el va sta sub supravegherea medicilor de la Curtea de Argeș, unde a ajuns după incident. Din nou în direct, doamnelor și domnilor, și continuăm jurnalul cu informații externe. Câțiva turiști aflați în vacanță în Uganda au avut parte de aventura vieților. Barca în care se aflau a fost fugărită de un hipopotam furios. Imaginile surprinse de unul dintre turiști s-au viralizat rapid și au strâns sute de reacții pe internet. Întâmplarea surprinzătoare s-a petrecut în Uganda. Șalupa în care se aflau patru turiști care făceau plimbare pe lacul Victoria a fost atacată de un hipopotam. Masculul, care cântărea aproximativ 3 tone, a sărit direct în valurile apei și a făcut mai multe salturi impresionante în încercarea de a ajunge din urmă pe vizitatori. Din fericire, peripeția nu a avut un final tragic. Turiștii au reușit să se îndepărteze rapid de hipopotamul înotător și au rămas acum cu amintiri greu de uitat. O tragedie maritimă a fost evitată la limită în Indonezia. Un vas cu 200 de oameni la bord a luat foc în timp ce naviga între două insule. Flăcările s-au răspândit atât de repede încât toți oamenii au fost nevoiți să sară în apă. Pasagerii au fost salvați ulterior de pescarii locali și de autorități. Peste 20 de copii se aflau la bordul vasului, care a luat foc la un sfert de oră după ce a plecat din port. Incendiul s-a propagat repede. Ca să scape cu viață, pasagerii și echipajul au sărit în apă. În ajutorul lor, la fața locului au fost trimise serviciile de intervenție, care au scos oamenii din apă cu sprijinul pescarilor. Cauzele incendiului nu au fost deocamdată stabilite. Martorii oculari au relatat că flăcările ar fi provenit din sala motoarelor. Țară cu 10.000 de insule, Indonezia nu este străină de astfel de accidente. Din cauza legislației
zonei permisive. Acolo sunt utilizate nave vechi și cu probleme tehnice. Anul trecut s-a produs un incident similar, tot pe un vas care se deplasa între două insule indoneziene. Proteste de susținere a jurnalistului Roman Protasevici în mai multe capitale europene. Participanții au scandat "Trăiască Belarusul" și au purtat pancarte cu sloganuri precum "Libertate pentru Belarus". La unul dintre proteste au venit și părinții jurnalistului, care au făcut apel la comunitatea internațională pentru a le ajuta fiul. Câteva sute de oameni au luat parte la un protest din capitala Poloniei, Varșovia. Printre participanți s-au numărat și părinții jurnalistului Roman Protasevici, care au făcut un apel la comunitatea internațională să îi ajute pentru eliberarea fiului lor și a iubitei lui. Я прошу, прошу все страны Европейского Союза. Я прошу Америку. Я прошу все мировое сообщество. Un protest similar a avut loc și în capitala Lituaniei, Vilnius. Acesta a fost organizat de lidera opoziției din Belarus, Svetlana Tihanovskaya, la un an de la arestarea soțului ei de către regimul președintelui Alexander Lukashenko. Конечно, я очень воодушевлена той поддержкой, которую я вижу и в Литве, и в разных точках мира. În paralel, autoritățile lituaniene și-au mai arătat susținerea față de jurnalistul Roman Protasevici prin proiectarea imaginii lui pe clădirea primăriei din Vilnius cu un apel la eliberarea lui. Proteste au mai avut loc în Germania, Ucraina, Irlanda, Statele Unite, Australia și chiar și în Rusia, la Moscova. Acțiunile au venit la o săptămână după ce un avion Ryanair a fost deturnat la ordinul președintelui Alexander Lukashenko pentru arestarea jurnalistului Roman Protasevici. Doamnelor și domnilor, jurnalul Orei 9 a ajuns la final. Sunt Luiza Cergan, vă mulțumesc pentru atenție. Vine cu informații proaspete de la fix Irina Petraru. Noi ne revedem la jurnalul Orei 11. Rămâneți pe B1 TV!